Uite, mă, că ți-ai gură tăpână, știu, mă, că moșul nostru a scris Noul Testament. Da. A scris Noul Testament în sensul... Deci înainte a făcut un testament, da? Și după ce ne-a cunoscut pe noi, a făcut altul. Doamnelor, domnilor, am aici ultimele dorințe ale lui Dumitru Cervinski. Haideți odată, nu ne mai fierbeți atâta. Aoleu, aoleu, sunteți pe grabă, a? Asta vă rog frumos, ne cerem scuze, că ia lăsați-mă, luați mâna după mine, doamnă, vă rog eu frumos. Nu mă cunoșteți, nu vă cunosc. Pe voi sunteți rude. Gata. Nu, lasă-mă, Vladimir, stai puțin. Voi sunteți rude. Așa vă numiți voi rude. Hiene aia sunteți. La ce ați venit aici, a? Gata. Nu, nu, stai așa, s-o dăm pe față măcar acum. În clipele astea, acum, că nu mai e omul ăsta săracul de el, s-a dus. Am rămas numai noi. Sunteți niște hiene aia, sunteți niște rechini. Ați venit aici ca să rupiți în două avere, aia sunteți. Gata, mă. Nu, lasă, ați venit aici și gata, aia la bani, lasă. Că noi suntem grăbiți, noi avem treabă, suntem pe avioane, pe iahturi, pe astea. Nu avem noi treabă, repede pe viață luxoasă și pe astea, dar când omul ăsta a fost bolnav și a avut nevoie de voi, unde ați fost? Unde ați fost, doamne? Unde ați fost, bre? Unde ați fost plecați, a? Când a avut nevoie cel mai mult de voi omul ăsta? Singurii care au avut grijă de el a fost noi, singurii lui nepoți. Până în ultima clipă. Nu se poate. Liniște. Mă iertați, dar mă ia așa câteodată. Vă rog. Iată ce spune. Pentru că rudele mele, Robert și Emilia, au fost niște javre și nu s-au interesat niciodată de mine, nu mi-au dat niciun telefon, pentru că Nicolae și Filofteia au fost ca niște străini, fără să le pese că mi-a fost greu, pentru că Cornelius m-a mințit și înșelat și e o lepră puturoasă, las averea unor oameni care chiar merită acest lucru. Da. Dar înainte de a lăsa întreaga mea avere, vreau să vă spun că în ultima parte a vieții mele am făcut doi idioți să creadă că am pus botul la planul lor. Doi idioți care au venit la mine acasă, dându-se drept nepoții mei și pe care i-am prostit atâta timp să aibă grijă de mine, să mă spele, să mă îmbrace, să mă hrănească, să mă șteargă la fund. Deși eram sănătos tun. Și toate astea pe gratis. Las întreaga mea avere căminului de bătrân din strada Panselei. Cămin care a avut grijă de bunicii mei până în ultimele lor zile de viață. Iar celor doi idioți, pentru că sunt un om cu suflet și pentru că au muncit totuși în casa mea, le las unul dintre cele mai de preț și de suflet lucruri ale mele. Bustul lui Stalin. Real dracu să fii dețestos, pervel și bătrân. Sunteți nepoții mei, vreau să fac un bucket list, să-mi îndeplinesc. Ai, mă, gata, ești.